Salutare, oameni buni! Ne revedem la Artiști de 10, de data aceasta cu un invitat de la Opera Națională București, sigur, care a colaborat în câteva spectacole și cu Opera Comică pentru Copii. Spunem bine ai venit, Ovidiu Matei Iancu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Spune-mi, așa, curiozitatea trebuie să vină încă de la început. Cum te-ai apucat de balet și la ce vârstă? Cred că pe la 10 ani, clasa 4-a. Aș zice că destul de târziu, nu? Așa se intra la liceul de balet pe vremea aceea și oricum eu nu am avut tangențe cu dansul sau cu baletul înainte. Pur și simplu fiind un copil activ, ascultând muzică la televizor, părinții au decis cumva să mă ducă la liceul de balet. Tatăl meu, având o colegă a cărei fată era la această școală, am zis să încerce. Și m-au dus, am dat examen și așa am ajuns, fără niciun fel de membru al familiei care să aibă o legătură cu arta, cu baletul mai ales. Deci ai spus undeva în clasa a 5-a? Clasa a 4-a. A 4-a, a 4-a, da. Din clasa a 4-a de la început. Da. Știu că acum majoritatea se duc foarte de mici, nu? Atât încep, fete cât și băieți. Încep de vreme. Fac și gimnastică înainte, fac cursuri de balet chiar de la 3-4 ani încep. Dar, na, toate s-au dezvoltat, inclusiv baletul, și atunci, fiind totuși o artă care pentru noi se termină destul de devreme, încep și ei destul de devreme pentru a avea timp să lucreze cât mai mult în anii mici. Se pare că n-a fost niciun dezavantaj că ai început. Nu e o regulă, da, n-a fost un dezavantaj. Din punctul meu de vedere, baletul nu trebuie început propriu zis chiar de la 3-4 ani. Se pot face altfel de cursuri care să ajute mai departe în balet, dar ca elemente, ca tehnică, cred că trebuie să se aștepte o vârstă un pic mai înaintată ca cel mic să poată înțelege o anumită structură a dansului clasic. Practic, de când începi, e diferit antrenamentul pentru băieți și fete, vorbesc când la vârsta fragedă. După aceea, evident că e elementele de bază la început sunt aceleași, doar că pe parcurs se schimbă. Sunt elemente specifice bărbăte și specifice de damă. Deci nu... Dar în proporție de, nu știu, 60-70% sunt aceleași. Cel puțin la început. Da, da. Și chiar și după. Chiar și după, da. Lucrurile devin diferite în momentul în care începem să lucrăm variații, pas de deux-uri, solo-uri, atunci... Dar ca elemente, la început se pot lucra. Chiar și acum în companie sunt studii mixte. Adică sunt elemente de bază pe care le pot face și bărbații și femeile. Da, hai să revenim un pic la Opera Comică. În ce spectacole ai colaborat aici cu instituția? Am colaborat în Don Quixote de câteva ori și în spectacolele de Crăciun, în două din acele gale. În două gale de poveste de Crăciun, da. De la Sala Polivalentă. Da, foarte frumoasă evoluția voastră, mai ales că interpretați aceleași roluri. Spun la plural pentru că ai dansat de fiecare dată cu Cristina Dismaru, da, 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 colega și partenera ta. Voi dansați aceleași roluri, plus Spărgătorul de Nuci, da? Plus dacă nu mă înșel. Spărgătorul, da. Am dansat în poveste de Crăciun, am dansat Spărgătorul de la Opera Comică, Adagio, și Romeo și Julieta, un alt adagio de la operă, și nu mai știu ce am făcut în primul an sau în al doilea. Știu că tot Spărgătorul și încă nu mai știu exact ce am făcut. E posibil. Voiam să spun, cum ți se pare experiența asta? Voi practic jucați aceleași roluri, dar sigur pe o întindere mult mai mare, spectacolul întreg la Opera Națională și spectacolul redus pentru varianta pentru copii. Cum ți s-a părut așa diferența? Sau... Pentru noi, sau pentru mine cel puțin, diferența nu e foarte mare, în sensul în care părțile, partitura solistică, voi ați redus-o cu foarte puțin. Practic, ce s-a redus foarte mult sunt partiturile de ansamblu, de miză, ca să le fie mai ușor copiilor să înțeleagă baletul. Sunt bucății care pe copii i-ar plictisi poate sau ar dura mult prea mult și atunci ați redus foarte mult din lucrurile acelea. Dar partitura solistică nu e cu mult redusă de ceea ce facem noi la operă. Iar ca diferență de public, în momentul în care ești pe scenă, nu te mai gândești că sunt copii, că sunt oameni maturi, pur și simplu faci ceea ce îți place și încerci să-i încânți pe toți, fie că sunt copii, fie că nu.
Totuși, e o diferență. E clar, mi-ai spus că tu dansezi la fel pentru toată lumea, indiferent că sunt copii sau critici de teatru, știu eu, critici de balet, oameni foarte pregătiți. Totuși, simți așa că e o energie diferită, se aplaudă altfel. Da, bă, normal că se aplaudă altfel. Copiii percep altfel situațiile comice, poate situațiile comice date de spectacol în sine. Nu sunt atât de comice pentru ei, poate li se pare comic ceva ce nouă, normal, nu ni se pare. Sau... Uh-huh. Și atunci au reacții diferite, plus că au reacții în timpul spectacolelor, în timpul spectacolului în sine. Nu mai e liniște. Nu mai e liniște, la... mai chicotesc, mai întreabă părinții, mai ceea ce pe mine personal mă face să am o anumită, o altă libertate și mă pot juca un pic mai mult. Dar te deranjează aici. Lucrul nu, ăsta, nu? Nu, din, nu te încurcă la nu, concentrare deloc, sau nu, la... Nu. Pentru că realizez în secunda aia că e vorba de copii. Chiar dacă uiți pentru câteva minute, când îi auzi, îți dai seama că sunt cei mici, atunci încerci să intri în jocul lor și încerci să-i faci să se simtă bine. Lăsând așa un pic la o parte acea duritate, acel canon în care trebuie să ne încadrăm noi. Numai pentru a încânta pe... Așa e. Satisfacția este diferită. N-aș spune nici că e mai mică sau mai mare, e pur și simplu diferită. Și mă bucur că așa percepi și tu și că așa percepeți și voi jucând și pentru copii, ceea ce noi credem că este un foarte, foarte mare plus pentru ei în primul rând, pentru că pot vedea artiști care sunt deja consacrați pe o scenă, pe o scenă mare. Spune-mi, cum ți s-a părut... a juca în spectacole din acestea în care dansul modern este sau contemporan este în prim plan. Te-am văzut, dacă nu mă înșel, în gala lui Răzvan Mazilu într-un anumit an sau poate mă înșel, sau în alte spectacole nu, de dans în contemporan. Gala lui Răzvan Mazilu n-am dansat nimic neoclasic sau modern. De obicei nu prea dansez modern, mai mult neoclasic. Am câteva numere ale mele, am câteva balete în care am dansat în America. Aici, în țară, nu foarte mult neoclasic. Ce am avut la operă în anii trecuți. Eu mă simt foarte bine și mie îmi place foarte, foarte mult. E o latură pe care a trebuit să și-o dezvolte toți. Am dansat chiar și modernul spectacolului Gigi Căciuleanu de la Iași. Adică am trecut prin toate formele de dans în cariera mea și cred că este important pentru fiecare balerin să treacă prin toate formele de dans. Nu există, consider că toate te ajută, și dansul clasic te ajută în modern sau neoclasic și modernul și neoclasicul te ajută în clasic. Trebuie să te folosești de toate pentru ramura pe care ți-ai ales-o sau în care te simți tu cel mai bine. Când ai fost în Statele Unite și cât ai Statele Unite am fost, acum câțiva ani de zile, 6-7 ani, nu mai știu, am stat un an jumate și 90% din repertoriu a fost un repertoriu neoclasic. Mie mi-a prins foarte bine pentru că am lucrat cu coreograf de renume internațional, inclusiv cu Wayne McGregor, care a creat Croma la Covent Garden. Și am avut multe de învățat de la toți și pot să spun că acel an jumate, în acel an și jumătate, m-am dezvoltat ca artist, cel puțin pe latura asta de neoclasic, mai mult decât am făcut-o în România din 2002 până acum. Practic, momentul acela a fost, să spunem așa, a adus explozia de după, când ai revenit, ai început să joci mult? Nu, pentru că nu am ce să joc aici mult neoclasic, nu există atât de mult în repertoriu pe care noi îl avem la operă sau în repertoriu care este în România la ora actuală. Nu vorbim doar de o instituție, vorbim de mai toate. E ceva repertoriu sau ceva mai mult repertoriu neoclasic la Constanța, pentru că Horatiu a montat ceva neoclasic acolo. În rest, nu sunt foarte multe. Și atunci nu am mai dansat la Sibiu ceva neoclasic cât am fost acolo. Pentru mine a fost un pas mare înainte. În ceea ce ține de a construi un spectacol, de a învăța de unde pleacă o idee, cum poți să o dezvolți în limbaj neoclasic. Nu e atât de simplu, pentru că muzica sunt niște mișcări înșiruite pe orice muzică. La bază dansul clasic poate să facă oricine. Nu e așa, că te poți uita la un balet neoclasic 10 minute și după aia să-l închizi.
toată cuțita a două ore și să zici, vai, când au trecut două ore. Cum ți se pare, cum e viața de balerin în România anilor noștri? Nu neapărat în perioada aceasta delicată. Cum e viața ta? Plină. Pentru mine întotdeauna a fost, am avut o viață artistică destul de plină și agitată, ceea ce mă bucură și m-a bucurat. Nu-mi place să stau, nu-mi place să nu am nimic de făcut, nu-mi place, nu prea s-a întâmplat. Nu prea mi s-a întâmplat să nu am ce face. E bună din toate punctele de vedere. De ceva timp ne bucurăm și de, să-i spun așa, o ameliorare a ceea ce înseamnă respectul financiar vis-a-vis de artiști. Știm cu toții că e ceva mai bine decât acum ceva ani, când nu puteam trăi nici măcar o săptămână cu banii pe care îi primeam din salarii. E un pas înainte, să sperăm că lucrurile nu or să degenereze și sperăm să ne respecte nu numai din vorbe, ci și din fapte și de acum înainte. Așa e. Joci multe roluri, interpretezi mai multe roluri la operă, majoritatea... Da, am făcut mai tot repertoriul operei. Și ai unul preferat? Sigur, probabil că sunt mai multe care îți plac, da? Unele? De la operă sau în general, rolul în care m-am simțit foarte bine a fost Albert din Giselle, din baletul Giselle. Îmi plac rolurile dramatice în mod deosebit. Mi-a plăcut Dama cu camelii al lui Val Caneparoli, pe care am făcut-o în America, nu aici, din păcate. La noi nici n-a fost în integralitatea lui Cabalet, din ce știu. Da, dar din ce avem noi, Giselle îmi place foarte mult și m-am simțit foarte bine, cu toate că e un rol dramatic. Nu știu dacă sună bine, m-am simțit foarte bine, având în vedere și povestea baletului, dar ca personaj l-am simțit și cred că m-am integrat foarte bine în el și că am reușit să-l scot foarte bine pe scenă. Super! Aceeași preferință ca doamna Corina Dumitrescu, în care spune că ăsta este baletul probabil cel mai, un fel de Hamlet al baletului, anumit Giselle într-o emisiune anterioară. Cum ți se par generațiile în balet? Ai avut totuși vreme în câțiva ani de când ești la operă să vezi mai mulți tineri, sau la opera comică pentru copii, să vezi mai mulți tineri venind spre balet, băieți și fete deopotrivă. Cum ți se par generațiile așa una după alta, comparativ cu generația ta sau cu... Nu vreau să intru foarte tare în subiect, nu vreau să critic foarte mult. Analizăm. Baletul s-a dezvoltat destul de mult și copiii, cred eu că sunt duși într-o direcție greșită, un pic, din punct de vedere al dezvoltărilor personale. Pentru că știm foarte bine că într-un liceu, și mai ales într-un liceu de artă, profesorii cu care copiii își petrec foarte mult timp, mai mult decât într-un liceu normal, foarte mult timp, de multe ori își petrec mai mult timp cu profesorii decât cu, mai ales cu profesorii de specialitate. Mm-hmm. Își petrec mai mult timp și au încredere mai mare în ei decât de multe ori au în părinții. Și cred eu că îi duc pentru dezvoltarea liceului pe hârtie, cred eu, nu știu, părerea mea, îi duc îi bagă într-o luptă constantă. Zona asta competițională. Competițională, care din punctul meu de vedere este greșită. Eu în timpul liceului, în afară de olimpiadă, am fost la un singur concurs. Și asta nu te-a încurcat cu nimic. Internațional. Mm-hmm. Și asta nu m-a încurcat cu nimic să fiu cine sunt și să ajung ce am ajuns și să mă dezvolt foarte bine în domeniul ăsta. Plus de asta, elevii au impresia că dacă câștigă 10 premii într-un an, or să termine liceul și pot ajunge și bun balerin. Greșit. Mulți dintre cei cu premii foarte multe se lasă de balet în primul an. Pentru că nu sunt învățați din liceu că după ce termină liceul, iau de la zero.
Sunt foarte puțini balerini care termină liceul și au posibilitatea și au datele și norocul și Dumnezeu se mai uită și către ei și li se mai deschid și niște uși pentru că au anumite date și au o mentalitate anume să ajungă direct soliști sau prim soliști. Cei mai mulți o iau din ansamblu, ceea ce este foarte bine, pentru că spectacol fără ansamblu nu poți avea. Din punctul meu de vedere, un prim balerin este egal cu ansamblu. Dacă ansamblu nu e bun, nivelul spectacolului cade, indiferent cât de bun e primul balerin și viceversa. Deci nu este o problemă că intri în ansamblu, dar mulți, fiind în școală cu ideea de sunt bun, sunt foarte bun, sunt minunat, termină școala, intră în ansamblu pentru că acolo e locul lor și ăla e nivelul și parcă cineva le dă un ciocan în cap, efectiv. Și zic, păi cum, eu am fost atât de bun 4 ani cu note mari și 1000 de medalii și premii și acum sunt ansamblu? Nu mai fac această artă. Mă discreditează, eu plec. Și se termină baletul practic acolo. Practic nu sunt educați cum ar trebui din cauza acestei deloc, competiții. Că, din punctul meu de vedere, liceul, și numai liceul, aici vorbim și de școlile particulare, care fac exact același lucru. Exact același lucru. Își doresc cât mai multe premii pentru portofoliu școlii, liceului de artă sau de balet sau școlii particulare. Atât. Nu îi mai interesează sau interesează 1% ce se întâmplă cu elevilor după școală. Am înțeles. Tu ai dansat în ansamblu când ai început? Nu. Eu am terminat liceul și primul meu spectacol a fost cu debutul meu în Prințul Zirfrid din Lacul Lebedelor. Eu dansam încă din clasa 12-a ca solist cu opera Roa Română. Dar sunt un caz aparte, nu vorbim de excepții, vorbim de generalități, de ce se întâmplă în general. Sunt excepții ca mine. Am fost eu, au mai fost și alții, nu eu, dar sunt excepții. Adică eu nu sunt un model de urmat neapărat cu gândul că Ovidiu a fost bun în școală, a intrat solist în operă. Nu, greșit asta. Nu trebuie să gândească în direcția asta. Ok, își pot dori asta. Eu nu mi-am dorit-o. Eu nu mi-am dorit când am fost în școală să ajung imediat prin balerin. Eu m-aș fi bucurat de un contract punct. Oriunde. Și l-ai prins direct cu Opera Națională. Am avut și ofertă de la Oleg Danovski, tot ca solist. Și am preferat să rămân în București. De-aia le mulțumesc și lor pentru că eu am colaborat și cu ei de la 17 ani. M-au chemat să dansez, am dansat cu Felicia Șerbănescu, Don Quixote la Silfid încă la 17 ani, încă eram în clasa a 11-a, spre a 12-a. Deci am colaborat cu teatre încă din școală. Dar nu trebuie să se gândească dacă Ovidiu a făcut asta și el a putut să facă asta, o să putem și noi. Mie nu mi-a spus nimeni din școală, tu ești foarte bun, vei ajunge solist. Eu am făcut ultimii 3 ani de liceu studii cu Gabriel Opincaru. Gabriel Opincaru, maestrul meu de studii din școală de la acea vreme și după aia mi-a fost maestru de balet în operă, ținea repetiția, am lucrat cu el ani de zile și nu numai. Ultimii 3 ani de școală până între a 12-a, cu toate că el știa că voi intra direct prim, că doar știa ce se întâmplă în operă, ce se va întâmpla cu mine când voi intra în operă. Doar el făcea parte din staff. Mi-a zis, tu vei intra în ansamblu. 3 ani de zile m-a ținut cu chestia asta. Tu vei intra în ansamblu, trebuie 3, 4, 5 ani faci ansamblu, după aia vedem un rol de demi-solo, un rol de solo. Deci asta mi s-a spus mie 3 ani de zile de către profesorul meu de studii. Practic te-a motivat foarte tare. Nu că m-a motivat foarte și tare. Și ți-a menținut concentrarea. A vrut să fie sigur că sunt pregătit pentru acel lucru. Ceea ce m-a făcut să cred că da, eu voi intra în operă. Sper că voi intra în operă. Pe ce post nu m-ai interesat. Speram să intru în teatru. Că am intrat și că maestru Mihai Babușca a pus mâna pe mine și a început să lucreze cu mine pentru a fi partener cu Orinei Dumitrescu. A fost altă treabă. Că mi-a dat ocazia încă din clasa 12-a să dansez ca solist pentru a mă pregăti pentru ce urma să fie. Da. Dar niciodată nu mi-a zis nici măcar el, care știa cel mai bine, că era șeful baletului de la momentul ăla. Nu mi-a spus, odată vei intra în teatru ca prim. Ce ai dansat cu doamna, cu Corina? Am dansat tot repertoriu. Am debutat în Lacul Lebedelor. Ea m-a debutat în Lacul Lebedelor, după care am debutat amândoi în... A fost premiera baletului Cenușarea sa. Astea două nu am cum să-l uit, că s-au legat. Au fost repetat în același timp pentru amândouă.
am dansat Cenușereasa cu Cortina, după aia cred că a urmat Giselle și după aia nu mai știu ordinea. Giselle dar frumoasa, Don Quixote, Corsar, Ana Karenina mai încoace, am dansat cu ea chiar spre finalul carierei ei, un cupe pentru aniversarea maestrului Ion. Tot repertoriu, tot ce a fost la operă, Francesca Darimni, tot ce a fost la operă am dansat cu ea. Ai un program încărcat și ai avut de-a lungul vieții un program încărcat la operă. Tu ce ai avut vreme să dansezi și în Iași, Sibiu, Constanța? Da, păi ne facem timp. Nu avem spectacole zi de zi la operă și atunci între repetiții, între spectacole reușim să mai colaborăm. Mă bucur că instituția s-a întors către noi din punctul ăsta de vedere. A fost o perioadă în operă în care nu, ca artiști nu aveam voie să colaborăm. Și a mai fost o perioadă în operă când ca artiști, chiar dacă aveam voie să colaborăm, nu aveam voie să spunem că facem parte din instituția în care suntem angajați. Lucru cu care eu n-am fost de acord, sper să nu se mai ajungă la situația. Mi se pare că dacă sunt angajat la opera comică, spre exemplu, și am o colaborare, opera comică ar trebui să fie mândră că eu am o colaborare cu altă instituție de cultură din România și nu numai. Nu să-mi pună bețe în roate să colaborez și cu atât mai puțin să-mi zică, să nu cumva să spui că faci parte din compania noastră. Situații sper să nu bine se s-au rezolvat. S-au rezolvat de foarte mult timp. Sper să nu se mai întâmple nicio instituție din țară. Din ce știu, nu se întâmplă asta și mă bucură, pentru că trebuie să colaborăm. Teatrele trebuie să colaboreze între ele și teatrele pot colabora între ele prin artiști, în primul rând. Absolut. Și am reușit să fac asta și reușesc să fac asta în continuare. Lucrul ăsta mă îmbărbătează și îmi dă putere să continui ca balerin încă cât mai pot. Știi cum e, atâta timp cât lumea te cheamă, înseamnă că încă ești la un nivel. Asta îmi dovedește încă o dată că am reușit să mă mențin și să mențin numele la un nivel încât să pot fi chemat la toate instituțiile de cultură din fără țară. Îndoială ce spui e corect. Spune, acum că am ajuns în zona aceasta a mărturisilor, de câți ani ești la nivelul acesta la operă? Nu numai la Opera Națională. Ca profesionist, prin balerin din 2002. 18 ani? Da. Wow! Păi ziceai că e viața scurtă în balet. Păi, având în vedere că au trecut 18 ani și poate mai trec încă 5-6 și va trebui să ușor-ușor să... 24 de ani, nu cred că e mult. Da, nici puțin. Dacă este cariera, dacă vorbim de cariera mea, nu e puțin. Nu e puțin, având în vedere nivelul la care eu am performat. Super. Uzura este imensă. Cred. Uzura este imensă. Să dansezi ca prin balerin de când termin școala până te lași, uzura este imensă. Spune-mi, te antrenezi și în momentul de față în fiecare zi? Am început să mă antrenez, am stat o perioadă, am luat-o ca pe vacanță, am zis mă recuperez acum și pentru că simțeam nevoie. Am avut un an foarte încărcat, multe colaborări, multe spectacole, destul de multe spectacole și la operă și am luat-o ca pe vacanță. Am vrut să mă recuperez și am început să mă antrenez, da. Practic în vară, totuși, în principiu, an de an, luați-vă vacanță. Normal, nu vă luăm vacanță, chiar dacă vom avea vacanță, cu toate că e greu de crezut, chiar dacă vom avea vacanță, eu nu voi lua vacanță pentru că am proiecte de care am apucat, am, să spunem că proiecte la care mă gândesc și am apucat să le discut și vreau să le duc la bun sfârșit, cel puțin în mintea mea sau pe hârtie, pentru a le putea pune în practică în momentul în care o să ni se dea voie să începem lucru normal. Am înțeles. Deci nu voi sta. E vreun rol pe care îl visezi și nu l-ai făcut încă? Știu că ai un repertoriu foarte bogat. Nu. Nu e nimic. Nu, mulți se miră când le răspund în felul ăsta, pentru că mulți își doresc un rol, mulți visează la un rol, așa cum nu mi-a dorit să ajung prin balerin, ci pur și simplu s-a întâmplat și am muncit pentru fiecare lucru pe care l-am primit în viață. N-am primit nimic de pomană, totul l-am primit cu foarte multă muncă și sacrificiu. Așa e și cu rolul. Nu, orice primesc ca rol, mă străduiesc să-l fac și să-l dezvolt și să-l arăt într-o formă cât mai bună. Dacă mă îndrăgostesc de el sau nu, asta m-am îndrăgostit de multe roluri. Sunt convins. Mai ales că, da, sunt titluri mari, lucrări clasice,
Și tu ai fost prim solist în multe, multe dintre aceste capodopere. Spune-mi, apropo de capodopere, e ceva la care te uiți constant? Îți place să urmărești pe cineva sau ceva, fie că e o instituție sau o persoană? Nu. Mă uit în general la ceea ce se întâmplă în lumea baletului mondial, să zic așa. Nu îmi dedic un timp anume pentru lucrul ăsta. Uh-huh. Acasă, de obicei, încerc să-mi dedic cât mai puțin timp acestui lucru, pentru că consider că trebuie să ne rupem un pic de ceea ce facem pentru a ne putea încărca bateriile și dacă nu o faci acasă, nu știu unde ai putea să o faci, pentru că trăim în anumite cercuri în care vorbim numai de balet și când ne întâlnim la o cafea și când vorbim, nu știu, ne întâlnim la un suc, la un cinematograf, înainte să intrăm vorbim numai de balet, la teatru vorbim numai de balet, noi trăim în lumea asta și atunci, de ceva timp încoace, consider că acasă este locul în care trebuie să mă rup. Dacă este posibil 100% de acest lucru, dacă nu, măcar 95% să mă rup de chestia asta. Și ce pasiune ai, dacă tot mi-ai spus că te rup? Liniștea. Liniștea, e o pasiune. Greu de dobândit în ziua de astăzi. Din fericire, stăm într-o zonă foarte plăcută, cu destul de multă liniște. Prefer să stau acasă, să stau pe terasă, să ascult păsărelele, să ascult seara broaștele pe lac și să beau un pahar de vin bun. Atât. Asta e o pasiune. Nu, îmi place să fac orice, dar ca pasiune, dacă se poate numi o pasiune lucrul ăsta, asta am eu nevoie și de ceva timp încoace asta fac. Mă încarcă foarte mult lucrul ăsta cu energie pozitivă și mi încarcă bateriile să pot face față nebunii în care trăim până la urmă, că a face balet și a fi artist în ziua de azi nu e, și întotdeauna a fost așa, e o viață agitată, e o viață tumultoasă. Noi avem nevoie și de un moment în care să reușim să ne calmăm. Fără îndoială, spune-mi, ai recomanda unor tineri să facă balet în România zilelor noastre? Da, recomand. Pe mine mă miră foarte mulți părinți, balerini care nu aleg sau nu îndrumă pe copii către dans și zic nu, sub nicio formă. Ok, fiecare cu decizia lui. Eu mi-aș îndruma și o să-mi îndrum copiii cu siguranță spre balet. Dacă vor să facă bine, dacă nu, de obligat sub nicio formă, pentru că este o artă mult, mult prea grea, care cere foarte multe sacrificii și e un pic așa, mai ales la început și după, e un pic militaresc așa. Uh-huh. Nu-mi place să o spun, dar este un pic militaresc tot ceea ce facem noi, pentru că trebuie să ai un caracter de fier ca să poți să faci lucrul ăsta. Eu așa îl consider. Practic, fără disciplină e imposibil să performezi. Dar dacă vrea face, dacă nu, dar trebuie să facă în felul ăsta. Dacă nu vrea să facă în felul ăsta, atunci mai bine nu face. Dar practic e încurajat, adică bineînțeles, lucru, da. E o viață frumoasă. Da, în primul rând, eu sunt din domeniu și atunci aș putea să-i ajut cu un sfat, cu o vorbă bună, cu un antrenament, cu orice. Adică, na, ca părinte să fii din domeniu și să poți să-ți ajuți copilul în domeniul tău, e super. Absolut. Ai rostit câteva nume importante de-a lungul carierei, de-a lungul vieții tale până la urmă. Totuși, există oameni așa de care simți că, fără de care sigur n-ai fi reușit? Adică oamenii aceia etalon, mentorii tăi, să-i spunem, au fost, sunt? Pentru mine, dacă vorbim strict de începutul carierei, pentru că au fost mai mulți de-a lungul timpului și etape și în școală și după, dar dacă vorbim strict de începutul carierei, eu am trei oameni. Gabriela Pincaru, care mi-a fost maestru de studii ultimii trei ani de școală. De ce spun începutul carierei? Pentru că ultimii 2-3 ani de școală sunt foarte importanți în cariera unui balerin. Pentru că dacă nu ai studiu bun, ești cu niște lacune foarte mari din școală. Și atunci consider că nu am ieșit cu foarte multe lacune sau am ieșit cu atât de multe lacune încât maestrul din operă a reușit să le astupe foarte repede ca eu să debutez ca prim balerin.
De ce zic eu că n-am ieșit cu foarte multe lacune? Pentru că altfel n-aș fi putut debuta ca prim balerin atât de repede. Corect. Și atunci ar fi Gabriela Opincaru, Mihai Babușca și Cortina Dumitescu, care mi-a fost prima parteneră și care a suferit destul de mult. Am înțeles asta pe parcurs, când am început să lucrez și eu cu fete, să le debutez în anumite roluri. Să lucrez cu un debutant nu e ușor. Și cu atât mai mult este... Pentru Corina a fost foarte greu. Să debutezi un băiat e mai greu decât să debutezi ca băiat o fată. Pentru că fata stă în poante, are nevoie de un partener care să știe ce să facă, să știe cum să o ajute ca, să, ca ea să arate bine. Ori eu fiind la început, îți dai seama că o perioadă lungă de timp, cred că i-am scos câteva fire albe. Dar mă bucur că a avut răbdare și că m-a sprijinit și au fost lângă mine cu toți în perioada mea de început. După care au fost, bineînțeles, și alții cu care am lucrat în operă. Da, mi-ai spus cele trei nume. Mă bucur foarte tare că îi cunosc. Opera Comică colaborează sau colaborat și sper să continue să colaboreze cu fiecare dintre ei. Până la urmă, colaborăm cu oameni profesioniști care își fac bine, bine de tot treaba, indiferent că lucrează pentru copii sau pentru adulți. Mai există așa întâlniri care te-au marcat sau nu neapărat fizice, poate doar ai văzut ceva sau poate chiar și fizice, oameni care să existe așa în genul acesta de exemplu pentru tine și care ar putea fi de ajutor și altor. Dacă sunt, nu-i neapărat. Toți mi-au marcat... Nu știu, ca și carieră, la acea perioadă de care vorbeam mai devreme în America, mi-a marcat cariera numai în sensul în care am înțeles ce înseamnă neoclasicul și că am dansat foarte mult neoclasicul în acea perioadă, ci atunci mi s-a deschis pentru prima dată apetitul de a coreografia. Și atunci am și început să mă orientez spre chestia asta. Iată că deschidem o nouă perspectivă. Nu mai avem foarte mult din emisiune, dar nu vreau să ratăm acest moment. Ai... realizat tu însuți coreografii? Da. Am deja un spectacol mare montat la Opera din Timișoara anul trecut, Baia Dera, și un neoclasic, o parte dintr-un spectacol mai complex pe care eu l-am deja montat pe hârtie. Practic sunt montate doar 20 de minute, că atât am avut spațiu la scenă la momentul respectiv. Angelic se cheamă, s-a dat la Sibiu și acum am alte 2-3 proiecte în curs de lucru pentru perioada următoare. Și sunt așa toate planuri unde le-ai montat? Sunt planuri, sau? Încă nu vreau să dezvolt foarte multe. Pot spune doar că sunt două proiecte de neoclasic și sper eu unul de clasic. Toate balete de cel puțin o oră. Super! La Timișoara... spectacol amplu, Baia Dera, integral? Tot baletul. Integral, da. Asta a fost primul mare spectacol pe scenă pe care l-ai făcut? Da. Oh, păi îți doresc succes. Am primit invitația de la directorul operei, Cristian Rudic, cu care m-am înțeles foarte bine. L-am avut alături scenograf pe Dragoș Buhagiar. Un nume mare. Cu care am colaborat foarte, foarte bine. Și de asemenea un dirijor foarte bun, David Crescenții, o orchestră fenomenală care s-a implicat enorm. De altfel, toată instituția, de la croitorii, femei de servici, tehnic, artistic, toți s-au implicat 100% în a crea acest proiect și a ieșit un spectacol foarte bun. Și mă bucur asta, mă bucur foarte mult. Au angajat și colaboratori pentru că aveau nevoie de putere de muncă în balet. E o trupă care cred eu că o să se dezvolte din ce în ce mai mult în următoarea perioadă, cu având în vedere conducerea pe care o are. Nu numai în Timișoara, mai aud și din alte locuri unde baletul cumva se dezvoltă. Ți se pare că eu trăim o perioadă roz, să-i spunem, sau oricum o perioadă mai bună decât ceea ce a fost pentru baletul din țară? Nu, consider că începem să trăim o perioadă normală. Aha, corect. Roz, nu suntem la roz. Corect. Trăim o perioadă normală. Am trăit în mizerie foarte mult timp. Și cred că baletul românesc are ce arăta, are ce dovedi. Sunt oameni minunați, sunt oameni superbi din domeniu. Sunt artiști foarte buni, sunt maestri foarte buni, sunt maestri în devenire, sunt coregrafi în devenire.
care poate nu reușesc să se exprime prin cuvinte așa cum o fac unii artiști, care se exprimă mai bine prin cuvinte decât prin mișcare. Mijloacele sunt diferite, evident. Păi da, dar în momentul în care mișcarea este limbajul tău ca artist, mi se pare că ar trebui să te miști mai bine prin mișcare decât prin vorbire. Mulți își prezintă baletul prin cuvinte mai bine decât e baletul în sine. Ceea ce pe mine mă deranjează foarte tare. Dar, lăsând la o parte lucrul ăsta, trăim în normalitate. Aproape de normalitate. Da, un mesaj bun și pozitiv. O să închei cu o întrebare deja clasică la artiști de 10. Spune-mi, ce înseamnă pentru tine opera comică pentru pop? Opera comică e un loc, e un loc frumos. E un loc în care copiii se pot dezvolta plăcut și spre artă. Și nu numai spre balet, spre muzică, teatru, pictură, carte. Tot ce ține de artă e frumos. Iar copiii trebuie să se dezvolte și trebuie să aibă un loc în care să le aibă poate pe toate. Și asta voi ați reușit să faceți aici. E foarte greu ca părinte să te duci copilul la un muzeu, să te duci la o, nu știu, într-o bibliotecă, să te duci la un spectacol de teatru, un spectacol de teatru, în multe loc. Și atunci voi aici le aveți pe toate aproape adunate. Și atunci copilul, într-o singură zi, poate lua contact cu mai multe forme de artă. Ceea ce e foarte bine, pentru că îi ajută în dezvoltarea lor. Și de ce nu să-și aleagă poate unul din aceste domenii? Mulțumim tare mult și abia aștept să te mai vedem pe scenă și poate chiar făcând un spectacol la opera comică, cine știe. Doamne ajută, sănătoși să fim și restul se rezolvă. Mulțumim tare mult, Ovidiu. Seară faină, oameni buni. Ne revedem pe curând.